ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o salată simplă cu mozzarella și o vom servi cu păinica noastră, cu două ingrediente făcute ieri, cu semințe de ien. Am semințe de floarea soarelui și de bostan, aceasta este opțional, și fulgi de linte și de grâu. Așa, am o mozzarella de 130 de grame. Apoi, aici am măsline 30 de grame. Apoi, am porumb fiert, mi-am pus 50 de grame. Morcov dat prin răzătoare și stropit cu puțin oțet, cu puțină zeamă de lămâie. Așa, și cu oțet puteți stropi. 30 de grame. 100 de grame de roșii. Aici mi-am pus 15 grame de ceapă, dar puteți adăuga și mai puțină, dar și mai multă. Acum depinde de gustul fiecăruia. Un praf de sare. Sare o puneți după gust. Așa, ia sare de cuțit. Așa. Aici mi-am pus 40 de grame de rucola, zeamă de lămâie cât este necesar, stropim, și ulei. 25 de grame de ulei, vedeți, nu este mult, dar fiecare adaugă după gust. Și eu am să servesc astăzi cu o bulcă făcută ieri, pâinica noastră făcută ieri cu semințe de ien. Să știți că este delicioasă, să o încercați, se face ușor doar din arbușuri și din ien. Inul dat prin mașină și făcut făină. Am să pun aici deoparte și o să începem să le punem în... Acesta este meniul meu de astăzi. De astăzi pentru prânz. Și cine dorește își poate pune în interior la salată și o cutie de ton în ulei sau piept făcut pe grătar. Poate pune și o feliuță de carne, tot așa cât podul palmei, nu mai mare. Așa, cine dorește să slăbească, cine nu, poate mânca cât dorește. Sau ficăței de pasăre făcuți pe grătar, puteți pune alături la salată. Așa, și am să dau așa deoparte. Și aici am un bol. Și vom pune ingredientele noastre în bol. Am să dau și pâinica. Așa. Le dăm deoparte și le punem pe rând. Aici mozzarella o să o tăiem cubulețe și am să o pun așa aici pe un fund. Și o vom tăia cubulețe. Ce vom pune? Deci avem 130 de grame de mozzarella. Dar puteți pune orice fel de brânzică în interior. Așa. Apoi vom pune măsline 30 de grame. Porumb fiert 50 de grame. Așa. Morcov dat prin răzătoare și stropit cu puțină zeamă de lămâie, 30 de grame. Așa. Vom pune 100 de grame de roșii și le tăiem așa pe toate. Așa.
punem în vasul nostru. Acum avem 15 grame de ceapă. Ceapă puteți pune și mai multă, puteți pune și ceapă verde, dacă aveți. Eu astăzi nu am. Așa. Și o tăiem așa mărunțel. De ceapă. Aici am rucura 40 de grame și eu am, ori o puneți întreagă sau o rupeți. Eu am să fac așa bucățele mai mici și o rup. O rup așa cu mâna. Nu-mi place prea mare. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi facem o salată. O salată delicioasă. Bună ziua, Filofteia! Și eu te salut de la Roma. Te salut de la Roma, dar sunt din Iași. Sunt din partea Moldovei. Din Iași. Iașul e lângă Prut. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa, și eu am rupt salata. Am rupt salata. Și acum vom adăuga și puțină sare. Sarea o adăugăm așa după gust. Dacă mai e nevoie, adăugați. Stropim cu zeamă de lămâie. Cine nu dorește lămâie, pune, poate pune oțet. Așa, mie îmi place mai multă lămâie în interior. Așa, aveți grijă la sâmburi. Așa. Și am să pun și aceste semințe. Semințe de bostan și semințe de floarea soarelui și fulgi de linte și de grâu. Și punem așa în interior. Aceasta este opțional, cine dorește. Și ulei de măsline. Aici am 25 de grame. Nu mai mult. O să dăm deoparte totul. Așa. Și o să amestecăm. O să amestecăm așa cu o lingură. Cum am spus, în interior puteți pune și piept pe gratar tăiat bucățele. Puteți adăuga și ton dacă doriți. Puteți face picăței prăjiți pe gratar și puși alături. Se fac foarte ușor. Sau o felință de carne făcută pe gratar. Așa. Și ne ține dietă, cum țin eu, nu face mai mult decât podul palmei. Atât. Cum v-am spus, eu din martie, aprilie, am slăbit 10 kg și vreau să mai slăbesc și încet, 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 încet mâncăm sănătos și bine și de toate. Așa. Și să ne menținem în formă. Aceasta este salata. Așa. Ia să dăm cu... Ați văzut ce repede se face? Și acum o să tăiem și pâinica noastră făcută ieri în direct cu voi. Să o tai așa pe fund. Așa, imediat ajung. Imediat ajung.
Am ajuns, așa, să dăm de parte ce nu ne trebuie aici, să punem tot în bucată. Așa. I-am adus și o farfuriuță unde să punem salata. Aici avem salata noastră și aici avem pâinea. Vedeți? Pâinica noastră făcută ieri este moale, moale. Să vă arăt cum iese în interior. I-am să o fac așa feliuțe. Ia uitați cum arată pâinica făcută ieri. Pâinica cu albuș și cu semințe de ien. Vedeți? Așa. Și o să punem așa, puțină salată aici pe farfuria noastră. O să punem peliuțele noastre de pâinică. Și să o scoatem așa încet. Ia uitați. Salată cu pâinică cu semințe de in. Și salată cu mozzarella, cu semințe, cu morcov, cu roșii, cu ceapă. Un deliciu! Să încercați aceste pâinici, să vedeți cât este de bună. Este un deliciu, un deliciu. Și să gustăm, să gustăm, să vedem cum este. Așa, să vedem cum este. O să gustăm direct de aici. Aceasta este salata. Să o încercați, este bună, bună, bună. Salată cu pâinică, cu pâinică cu două ingrediente făcută ieri cu voi în direct. Aceasta este salata de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Acum am să mă duc să o public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Să încercați și pâinica cu ien, cu semințe de ien. Vedeți? Așa arată. Eu am făcut așa bulci, că mănânc una sau două pe zi. Și dar puteți face și într-o tavă. Ia uitați consistența, vedeți cum arată? Așa arată. Și este moale. Nu se sfarmă. Este foarte bună. Două ingrediente și pe lângă acele două ingrediente am adăugat un praf de sare și puțin ulei, o lingură, două de ulei, nu mai mult. Atât. Aceasta este salata. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez și o să ne vedem și mâine dimineață, tot așa puțin repede. Și dacă am să am timp, poate intru și după amiază să mai facem ceva, dar nu vă promit. Oricum, mâine dimineață intru sigur. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. Pupici! La revedere! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă pup, vă pup, vă pup. O zi frumoasă, la revedere!